astăzi, automobilul a devenit aproape o necesitate pentru foarte mulți dintre noi. Zeci de milioane de oameni din întreaga lume folosesc automobilul zi de zi. Fie că se deplasează la serviciu, la cumpărături sau în vacanțe, îl întâlnim aproape peste tot, la orice oră din zi sau din noapte. Totuși, conducătorii de autovehicule au dreptul de a conduce pe drumurile publice numai dacă posedă permis de conducere corespunzător categoriei și au vârsta minimă de 18 ani. Examenul auto pentru obținerea permisului nu este atât de ușor, iar cei care doresc acest document trebuie să treacă printr-o serie de cursuri teoretice și practice. Dar lucrurile nu au stat așa de la început. Deși pare destul de greu de crezut, primul permis de conducere a apărut odată cu primul automobil. Primul automobil, în accepțiunea modernă, a fost inventat de Carl Benz în anul 1886 și a fost văzut pentru prima dată pe străzile din Mannheim în 1888, când inventatorul său a plecat cu automobilul într-un oraș învecinat. Din cauza zgomotului puternic și a mirosului ciudat pe care îl emana, noua invenție nu a fost agreată de localnici, astfel încât în scurt timp, Carl Benz a fost nevoit să solicite oficialilor vremii din Ducatul Baden un document care să-i confere dreptul de a circula cu automobilul. Acel document este considerat primul permis de conducere din istorie. Chiar dacă la început toți cei care doreau un permis de conducere puteau să-l obțină printr-o simplă solicitare către autorități, mai târziu s-a instituit însă obligativitatea acestuia. Primul stat care a făcut acest pas a fost Prusia, care în 1903 a introdus teste obligatorii pentru toți cei care doreau să conducă un automobil. Aceste teste nu urmăreau cu precădere abilitățile de șofer ale candidatului, ci mai degrabă pe cele de mecanic, pentru că în lipsa atelierelor mecanice, conducătorii automobilelor erau nevoiți să-și repare singuri mașinile atunci când acestea se defectau. 7 ani mai târziu, Germania a adoptat și ea obligativitatea permiselor de conducere, iar Belgia a fost ultima țară europeană care a subscris acestui demers abia în anul 1977. În România, primele livrete de conducere au fost eliberate în anul 1859, în București, în baza unei ordonanțe care reglementa circulația trăsurilor pe drumurile publice. În această ordonanță erau prevăzute reguli de conduită și circulație pe care birjarii erau obligați să le respecte cu sfințenie. Aceștia nu aveau voie să circule decât la pas, să nu stropească pietonii și să circule cu atenție prin locurile strâmte. După 9 ani, Consiliul Comunal al Capitalei a înăsprit regulile pentru conducătorii de trăsuri. Iată care erau prevederile noului regulament. Articolul 1. Nimeni nu e voinic a conduce trăsura fără livret. Articolul 2. Trăsurile să fie curate și de bună stare, iar hrana cailor să fie fân, ovăz și orz, căci orice trăsură cu cai în stare de slăbire se va opri de a mai circula. Articolul 3. Conducătorii să fie îmbrăcați curat cu haine cuvincioase. Articolul 4. Conducătorii n-au voie a fuma când sunt în mers cu mușterii. Articolul 5. Birjarii prinși pe capră beți se vor aresta. Și articolul 6. Toate trăsurile vor avea noaptea felinarele aprinse. Tot în noul regulament era prevăzută și vârsta minimă a conducătorului de 21 de ani. Nici la capitolul reglementărilor pentru circulația automobilelor nu stăteam rău. Primul regulament de circulație a fost emis în anul 1907, document prin care se stabilea obligativitatea obținerii brevetului de șofer. În anul 1908,
în România circulau 138 de autovehicule. Speriate de numărul în creștere al automobilelor, autoritățile acelor vremuri au decis examinarea tuturor celor care doreau să conducă pe drumurile publice. Examenul pentru obținerea brevetului consta într-o probă de viteză, prin care erau testate abilitățile conducătorului, și o probă de frânare de urgență. Pentru a doua probă, candidatului care șofa, i se arunca în fața mașinii un sac plin cu paie pentru a-i fi testate reacțiile. Dacă acesta nu frâna la timp, pica examenul. Mai târziu, în anul 1929, România a aderat la Convenția Internațională pentru Circulația Automobilelor. De atunci, legea circulației a cunoscut numeroase modificări care și-au propus creșterea siguranței în trafic, care să conducă la diminuarea numărului de victime datorate vitezei, neatenției la volan, alcoolului și oboselii. În zilele noastre, dacă aruncăm o privire în mai multe țări ale lumii, constatăm că regulile legate de modul în care se poate obține permisul de conducere sunt diferite. În unele locuri nu se dă niciun examen, în altele se dau chiar și 4 probe de teren, inclusiv una pe timp de noapte. Iar în multe țări, tinerii au permis pe o perioadă provizorie și apoi îl pot obține pe cel standard. În Australia, spre exemplu, cei care sunt în perioada de probă nu au voie să depășească 80 de km pe oră. Iar în Noua Zeelandă, proaspeții șoferi pot conduce doar între orele 5 și 22. În China, sunt provincii în care nici o zecime dintre candidați nu trec testul teoretic introdus acum câțiva ani. Conține 100 de întrebări, la care trebuie dat răspunsul în 45 de minute, iar pentru a trece examenul, trebuie să răspunzi corect la 90% dintre întrebări. Autoritățile nu oferă mostre de test pentru a nu încuraja pe candidați să memoreze totul mecanic. Finlanda este una dintre țările în care este cel mai complicat să obții permisul. Există inclusiv teste practice de condus noaptea, iar prețul întregului procedeu poate ajunge spre 2000 de euro. Când îți iei permisul, îl primești pe o perioadă provizorie de 2 ani și dacă nu ai incidente sau amenzi, obții permisul standard. În Brazilia, candidații trebuie să treacă și teste psihologice și sunt învățați și diverse tehnici defensive de condus și ce să facă în cazul în care cineva încearcă să îi jefuiască în trafic. În Statele Unite ale Americii, legile diferă mult de la stat la stat. În unele, chiar și adolescenți de 14 ani pot obține un permis provizoriu, în timp ce în altele, acest lucru se întâmplă abia la 17 ani. După obținerea permisului provizoriu, șoferii pot conduce, însă cu anumite restricții legate de numărul de pasageri din mașină sau chiar de orele la care pot ieși cu mașina. În majoritatea regiunilor din India, nu sunt poligoane special amenajate pentru examenul practic. Astfel, sunt două proceduri de trecere. Prima presupune un traseu unde viitorul șofer trebuie să conducă mașina circa 10 metri înainte și apoi, pe aceeași distanță, să conducă cu spatele. La cea de-a doua procedură, viitorul șofer pornește automobilul, conduce câțiva metri, cotește la stânga, apoi la dreapta, înainte și stop. Honduras este una dintre țările în care obținerea permisului este o formalitate, în timp ce Nigeria a introdus abia de curând probele practice. Chiar și în Germania rata de promovare este scăzută. Pentru a intra în examen, candidații trebuie să finalizeze 14 cursuri de teorie și 12 lecții de condus pe traseu. Dacă examenul nu este trecut din 3 încercări, candidatul este nevoit să reia atât cursurile teoretice, cât și cele practice. Nici în România, examenul auto nu este chiar cel mai simplu din lume. Cursanții trebuie să parcurgă partea teoretică a legislației, timp în care pot participa și la cursurile practice de condus.
După promovarea examenului teoretic, candidatul se va programa la proba practică. În lume, tendința ultimilor ani a fost ca testele de obținere a permisului de conducere să se înnăsprească, mai ales în țările sărace, unde examenele erau foarte simple. Regulile stricte de promovare au rolul de a responsabiliza candidatul și de a-l face conștient că șofatul nu este chiar o joacă. Aceasta a fost scurta noastră istorioară. Sunt Cecilia Chițan și vă doresc toate cele bune!